Salut tuturor! Eu numesc Victor, reprezint IPRE, Institutul pentru Politici și Reforme Europene, și deja tradițional, în fiecare zi de vineri, încercăm să deprindem cetățenii Republicii Moldova cu discuții despre transformarea digitală a Republicii Moldova. De ce facem acest lucru? Pentru că noi avem o nouă prioritate națională. Noi avem un nou vicepremier care răspunde de coordonare, noi se dezvoltă o strategie de transformare digitală în acest moment, dar cel mai important este că noi deja suntem într-un secol digital, noi deja suntem interconectați chiar acum cu oaspeții invitației noștri și o facem tradițional online, timp de o secundă, practic gratuit. Deci noi deja putem să avem acces la tot tipul de servicii, dar din nefericire acest proces nu are loc cu viteza pe care noi am fi dorit-o. Și de aceea noi discutăm cu invitații din diverse domenii. Până acum am discutat în mod special cu instituții, cu miniștri, cu vicepremierul Țurcanu, cu Agenția de Guvernare Electronică, ASP, STISC și așa mai departe. Următoarele două discuții vor fi un pic mai tehnice și ele, într-un fel, sunt un fel de reflexie la ce s-a discutat până acum. Dar înainte de aceasta trebuie să spun câteva lucruri importante pe care le spun tradițional la început. Deci trebuie să reamintesc că această serie are loc la inițiativa și este organizată de către IPRE, care îl reprezint în parteneriat cu Prives.eu, colegi salut, Radu Mersi, Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova, în cadrul unui proiect se numește Creșterea rolului centrelor de cercetare în sprijinirea efortului național de integrare europeană a Republicii Moldova. Se numește proiectul Think Tanks for EU Membership. Este implementat de IPRE, am spus deja cu AG, Prives.eu și susținerea fundațiilor pentru o societate deschisă. Și un alt element care noi îl spunem de obicei este că dacă s-a întâmplat ceva major în Republica Moldova pe un domeniu corespunzător, noi spunem acest lucru și vreau să atenționez două lucruri care s-au întâmplat în această săptămână. Deci Agenția de Guvernare Electronică, partenerul nostru, a început un nou proiect de cooperare internațională în domeniul digitalizării și este foarte important că el este făcut împreună cu reprezentanții tuturor statelor parteneriatului estic. Da, și a avut loc un eveniment pentru prima dată la Chișinău, Republica Moldova, cu participanți din Armenia, Azerbaijan, Georgia, Ucraina și Republica Moldova. Și scopul este de a identifica obiectivele și realizările tuturor acestor cinci state participante, precum și pentru a explora noi oportunități de abordare inovatoare pentru a consolida această cooperare regională în domeniile respective de transformare digitală. Știți deja că noi avem această cooperare cu România în cadrul acestui spațiu digital comun, care este dezvoltat între guvernele statelor noastre și acum avem și un nou format cu statele parteneriatului estic. Deci evenimentul este organizat sau acest proiect sub auspiciile Agenției de Guvernare Electronică din Republica Moldova, partenerul nostru, în cooperare cu Agenția Servicii Publice, noi cooperăm cu ASP, pentru că este un super stakeholder în digitalizare, și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, GIZ Moldova. Și un alt eveniment care a avut loc 2 zile în urmă, MITP, deci Parcul IT din Republica Moldova, a lansat o platformă specializată, dar noi vom discuta acest aspect într-o ediție specială cu doamna Natalia Donțu, cu care avem deja o înțelegere în acest context și cu câțiva rezidenți ai Parcului IT din Republica Moldova. Făcând aceste elemente introductive, eu vreau să salut bunii mei invitați, colegi, prieteni ai digitalizării, nu doar ai mei, Vitalie Eșanu și Vadim Jolescov. Eu i-am întrebat, Vitalie și Eșanu, cum să vă prezint. Eu am spus antreprenor IT sau dezvoltator IT, spuneți cum vreți, fără a face foarte multe introduceri de regalii. Vreau să sărim direct la subiect și de ce noi am selectat anume și am invitat invitații Vadim și Vitalia. Apropo, noi suntem pe tu, dacă îmi permiteți. Pentru că noi deja, într-un fel, reacționăm la ceea ce au spus miniștrii până acum și mai mulți invitați de-ai noștri și un lucru care ne-au spus, a spus că antreprenorii IT sau companiile din IT sunt numărați pe degete care participă în efortul de digitalizare. 1. 2. Antreprenorii, companiile IT nu sunt prea cooperante, nu prea vin cu propuneri.
Domnul ministru Gaib a spus vinerea trecută că, de exemplu, de ce n-am folosit exemplul Estoniei, unele soluții digitale au fost propuse de companiile IT și, într-un fel, după asta ele au fost implementate în bază concurențială și apoi le-au monetizat, nu neapărat să fie asta cu bani. Deci există mai multe discuții pe subiectul ăsta, cum particip sectorul IT, sectorul privat în efortul de digitalizare și anume aceste lucruri vom discuta. Și al doilea aspect major, care vrem să-l discutăm astăzi, voi aveți câteva întrebări generice, dar noi o să avem o discuție deschisă, este că, virgulă, crizele au arătat că noi deja, sau de fapt putem să dezvoltăm soluții IT care răspund la o criză foarte rapid și care sunt folosite de un număr foarte mare de oameni. Și în fața voastră exact sunt persoane sau oameni care au făcut aceste lucruri. Și Vadim și Vitali au participat la dezvoltarea sau au dezvoltat soluții cum sunt, haideți să luăm, lemne.md, compensație gov.md, UAHelp, Dopomoga și altele, studii.md în perioada pandemică. Deci, prima întrebare generică, dacă vreți, și de aici o spunem mai departe, cum reacționați vă la ceea ce au spus miniștrii noștri și oficialii noștri, că sectorul IT nu prea participă? Haideți să începem cu acest lucru. Cum vedeți voi rolul, Vitalie și Vadim, sectorul IT în tot acest efort masiv de transformare digitală a Republicii Moldova? Haideți să luăm câteva minute pentru fiecare. Începem cu cineva și după asta altcineva și tot așa. Vitalie. Da, eu cumva sunt de acord că companiile de IT la noi s-au alentat puțin și practic au clienți foarte mulți din afara țării, pentru că lucrează, s-au educat să lucreze la outsource. De obicei cu guvernul ele mai mult cooperează sub finanțare externă, de obicei Banca Mondială sau USAID-ul dau bani, pentru că ei pot să dau, își permit să plătească cumva prețuri internaționale pentru programatorii care se află în țară. Asta, dar iar proiectele care vin de la statele de obicei au, nu știu de ce, se fac în achiziții, când fac tenderile, pun un buget. Nu e clar de unde eu luat bugetul ăsta, de ce e așa, de mic sau de mare. Asta e și problema, că percepția prețurilor poate, probabil, e diferită la companii de IT și guvern. A doua, de obicei, TZ-urile sau TOR-urile se fac foarte mult timp. Eu am citit TOR-ul, de exemplu, la, nu știu, la compensație, înainte de a fi tender chiar. Păi, mi se pare că mai mult timp o luați factorul decât propriul zis sistemul informațional. Așa e de intinsă perioada asta și din cauza asta companiile IT probabil nu vor să participe. Și eu, pentru prima dată anul ăsta, am început să colaborez cu statul, să fac proiecte. Până acum niciodată n-am făcut și întâmplător asta a fost la mine și toate proiectele practic care le-am făcut au fost proiecte de criză, în care săreau chiar peste toruri numai ca să fac cât mai repede site-ul. Deci să reau TOR-ul ca să fac cât mai repede site-ul. Da, s-a întâmplat chiar invers. Eu din tăi am făcut tot sistemul informațional, cum eu îl văd, și după asta eu am făcut TOR-ul. Da, pentru cei care nu prea știu, TOR înseamnă Terms of Reference, termeni de referință care sunt folosiți de companiile IT pentru a dezvolta soluția corespunzătoare. Noi suntem în discuție pe subiectul corespunzător, dar haideți să spunem Vadim pe subiectul ăsta. Oh. Vadim? Это боль, понимаешь? Ты задал вопрос сразу. Ну, наш же честный разговор здесь. Да, честный разговор, я не спорю. Просто матные слова нельзя говорить в лайве, правильно? Пожалуйста, не надо. Вот, а это первое, что приходит в голову, когда говоришь о партнерстве. К сожалению, у нашей компании, мы давно работаем с продуктами на местном рынке, у нас только основные продукты. И мы делали различные сервисы. Позиция государства была такая, нам ничего не нужно от вас, мы сами с усами, поэтому у нас есть деньги там, от доноров, которые нормально нам дадут денег, мы что-то напилим, и потом это будем использовать. Поэтому позиция, когда ты делаешь какой-то продукт для государства, у меня нет ни одного кейса еще, хотя мы сделали много, где государство сказало спасибо.
Ну, то есть даже не про деньги вопрос. Государству не нужно это. Неважно, какая гувернария. Ну, то есть вот все гувернарии, которые были, каждый раз одна и та же схема. Но если ты задал вопрос правильный, а как мы это видим? То есть в моей картинке мира в Молдове без кооперации частного сектора, государства и там, NGO, как столпы основные, ничего не поменяется с точки зрения диджитализации. Ну, то есть потому что это совместная работа только. У государства нет capacity, у них нет возможности сделать многие вещи. Они не видят многие вещи, они не умеют делать многие вещи. Потому что нет специалистов, которые хотят работать. Очень много там вещей. Вот. Поэтому у меня все сложнее с почему с государством компании не работают. Потому что государству это не нужно. Ну, то есть у государства нет этой потребности. Только когда у них что-то горит, они делают тендер, на который никто уже не хочет приходить. Da, Vadim, eu sunt de acord cu tine. Eu cer scuze, eu vorbesc și una și alta. Da. Pentru că exact a spus, și aici intrăm într-o zonă, haideți să comentăm un pic ce a spus domnul ministru Gaibu, vinerea trecută la ediția noastră. Și domnul ministru a folosit așa un termen care l-a spus feudalism digital. Da? Feudalismul digital în concepția domnului ministru a economiei este că fiecare minister și-a construit un fel de mic feud digital cu companiile sale care nu știu ce au dezvoltat și eu personal, și eu cred că și voi, eu văd o problemă enormă în chestia asta. Da? Pentru că, pe de o parte, soluțiile se dezvoltă, nu se ia în considerare beneficiarul și toate UX-urile și ce are nevoie. Și noi să discutăm acum și un pic despre lemne și așa mai departe, și despre compensație și despre toate lucrurile. Pentru că ieri am discutat cu Cezara Colesnic, de exemplu, și cu câțiva oameni care m-au povestit ce înseamnă să folosești un serviciu de genul ăsta. Și acolo este foarte straniu, ca să nu folosesc alte cuvinte. Da? Și noi vedem aici că noi, de fapt, avem o neînțelegere. Deci, pe de o parte, oficialii ne spun că companiile IT nu vor să participe, pe de altă parte, voi spuneți că Vadim spui că, într-un fel sau altul, nu există deschidere. Deci, cum noi putem să trecem pe subiectul ăsta? Ce e nevoie pentru a, nu știu, apropia aceste poziții. Și foarte corect ai spus, Vadim, fără cooperare eu nu văd, pentru că transformarea digitală, așa cum noi spunem de fiecare dată, nu este doar o chestie tehnologică. Ea, în primul rând, este o chestie umană, cu natură umană, dar și de cooperare. Ce trebuie de făcut pe subiectul ăsta? Hai, Vitalie, iarăși. Da, noi putem dezbatem un caz exact sau concret, hai să spunem așa, ca să înțelegem mai bine problema fundamentală. De obicei, banii vin de la donatori străini și uneori vin direct chiar la compania de IT care dezvoltă. Vin împreună cu Toru. Pe de altă parte, Toru ăsta e făcut împreună cu unii specialiști, poate la minister. Problema cea mai mare, de exemplu, eu când am văzut-o, când am făcut acum ultimul proiect, ministerul nu vrea, nimeni din minister nu vrea să asume ownership-ul la sistemul ăsta. Adică ministerul tot e o, sau mai spun, statul tot e o structură foarte complexă și nimeni nu vrea să riște să asume așa o responsabilitate, să iei un sistem informațional subtil ca să-l conducă, hai să spun așa, să-l dezvolte mai departe. Cât despre feude, eu le-am dat o soluție de mulți ani. Toate sistemele informaționale care sunt făcute pentru guvern, ele trebuie să fie open source, să fie pus pe GitHub ca oricine mai apoi să le studieze, să, nu știu, din cauza asta că primul care a câștigat tenderul și mai departe trebuie să întrețină sistemul ăsta, el are un avantaj foarte mare, foarte mare față de alții, pentru că el știe sistemul și dacă e closed source, e foarte greu să alte companii să vină următorul an să întrețină sistemul ăsta. Dar dacă e pus în condiții că trebuie să fie open source, pus pe GitHub, oricine poate să studieze, să vadă dacă se merită dintre sunt așa un sistem, cumva scăpăm de chestia asta. Vitalie, mersi. Vadim, ce crezi despre chestia asta? Ce trebuie de făcut? Noi o să revenim la open source și soft proprietar și așa mai departe, pentru că asta e o problemă majoră după mine. Vadim? Давай в кейсах, окей? Давай, лучше так, да. Да, кейс номер один. Акизиции M-Tender. Проект EBRD, система электронных госзакупок в стране, пример с Украины, частные компании вместе с государствами и NGO меняют в стране закупки. Мы прямо кинулись это делать, мы вложили свои деньги в платформы, open-source, центральная база, принадлежащая государству, конкуренция на рынке. Сколько уже? 5 лет. Государство хочет ее закрыть каждый год.
мы не получили ни одного доллара на систему от доноров или от кого-то. Мы вложили свои деньги, потому что мы посчитали, что нужно менять в стране, и мы видели здесь бизнес. Потому что потом можно было с этим продуктом выходить в другие страны. Но когда нет кейса в своей стране, в какую страну ты можешь не выйти? Ну, то есть все просят кейсы. Это первый кейс. Второй кейс. Сколько вы вложили, Вадим? Сколько Simples вложило в эту примерно, чтобы понять масштаб? И работы, и человека, людей, годов, и все такое. Ну, давай, если там не закопали 300-400 тысяч долларов уже. Сколько? 300 тысяч, 400 тысяч долларов мы там закопали. Это не считая упущенных возможностей делать что-то другое. Ну, то есть команда 3 года прям работала над продуктом. И сейчас он висит в воздухе, потому что министерство хочет сделать свою платформу. Ну, уже не знаю, какой год они хотят это закрыть сейчас, но и сделать только свою. О каком партнерстве может быть речь, когда сначала делаем вместе, потом говорят, не, вы сделали говно, делайте... Они сделали другой тендер, вы будете его осуществлять, ребята. Они, короче, потратили деньги на сделать свою платформу. Все нормально. Мы не сможем участвовать ни в одном тендере. И не будем. Потому что моя политика здесь, что это должно быть конкурентный рынок. То есть нет конкуренции, нет развития в этом случае. Второй кейс у нас есть студия МД. Мы увидели боль, сделали систему для школ и говорим министерству, дайте нам конкурентную среду, где любую систему можно поставить. И второе, разрешите ее поставить. Ну, как бы, и все. Ничего же, денег не просим. Бесплатно дадим государству, если нужно ее. Чтобы она была у них в open source, лежала у них в mCloud, где угодно. Ну, и как бы, ребята, идите лесом. Мы свое напилим. Но у нас есть донорские деньги, мы сделаем Tor, тендер и сделаем крутую систему. Но есть хороший кейс. Ну как хороший? Лучше. Компенсация GoFundMe. Здесь был пример, что система была напилена за 1,5 месяца. Ну то есть то, что мы сейчас видим, это 1,5 месяца эфорта команды. Это ни о чем. Но министерство и министр взяли на себя ownership. Ну, то есть я был удивлен, что это возможно. То есть они реально взяли на себя ownership и принятие решений по системе. Если бы этого не было, ну, ничего бы не запустилось бы точно. Так что есть и хорошие кейсы, но и много плохих. Вот такое. Вадим, merci tare mult. Eu știu că v-ați investit în studie MD cam 200 ceva de mii de euro, corect? Aproximativ, da. Da? Deci noi avem două cazuri în care o companie privată a dezvoltat soluții ca să într-un fel să ajute și acest efort n-a fost luat în considerare. Vadim, dacă suntem tot aici, spune-mi, te rog, dacă mâine dimineață se anunță educație online, da? Adică tot sistemul trece online de educație, care sistem de educație online îl va folosi ministerul? Noi avem un protocol, noi înțelegem unde suntem sau nu înțelegem. Pentru că noi avem și Techfil online, și educație online, și studii MD, și Academia pe lângă președinție are un sistem. Care-i protocolul? Ce trebuie de făcut? Ce se întâmplă cu subiectul ăsta dacă mâine dimineață trecem la învățământ online? Și după asta vizitare. Da, так. К сожалению, я не знаю, потому что ни по M-тендеру, ни по электронному дневнику с нами никто не общается уже давно. Ну, то есть мы, в принципе, не знаем, что произойдет там. Мы знаем, что мы сделаем. То есть, если нужно будет, мы снова вложим деньги, чтобы в нашей стране что-то поменялось. Нужна помощь будет школа, мы ее окажем. Не будем смотреть на том, что там у кого в правительстве. Ну, здесь я не говорю про какую-то власть, я говорю про любое правительство. За эти годы у нас было много. Ну, не важно, что они хотят, мы делаем то, что мы видим, что нужно сейчас для запроса пользователя. Потому что мы с пользователем именно ты. Ну, то есть я с ним общаюсь. Я знаю, что он хочет сейчас здесь. Окей, Вадим, deci cu voi, cu Simples, nu discută nimeni acum pe studii.md. Ce se întâmplă mai departe cu sistemul ăsta, cine îl preia, îl preia, nu îl preia și așa mai departe. Okay. Studii, achiziții, niciun. Ok. Vitale, dacă poți comentezi un pic la aspectul ăsta. Fac reinforcement la cazul, e foarte bun al compensației MD. Foarte mult depinde și de ministru sau de echipa lui care e împrejur lui. Și ei au procedat așa cu compensații medie, pentru că exact așa au procedat cu mine două proiecte mai devreme create, cum ar fi WaHelp. Cum v-am spus eu mai întâi am făcut
sistemă informațională, chiar să dăm la telefon, îmi spuneau și ne trebuie, o făceam în aceeași zi. Cam mai apoi, singur, ministerul împreună cu echipa de ministrului au scris torul ca să-l facă lege și să-l treacă în guvern. Nu au cerut de la mine absolut nici o documentație, nimic, pentru că eu l-am făcut în primul rând și eu l-am făcut gratuit ca să ajungem refugiații, dar și ei au depus efortul maxim. A doilea caz foarte bun, AIDMD, care va fi lansat cred că în curând. Încă o dată, AID.media? AID.media, da. Noi să El este lansat punctual. Parțial, dar ca să înțelegeți, ministrul chiar față în față mi-a explicat, mi-a întrebat asta, 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 eu m-am înțelegat și am făcut. Adică, ți nu-ți trebuie toruri de 300-400 de pagini cu diferite și culoare la și buton să pui. Dacă explici unui programator să facă exact sau și viziunea ta, el ți-o face. Cam asta e. Și probabil și skills-urile mele de a construi startup-uri tot ajută cumva în zona asta, dar programatorii sunt destul de, hai spune, deștepți ca să înțeleagă ideile de bază și să construiască împrejurul lor un sistem informațional destul de complex. Așa Italia, că cred că depinde de, foarte mult depinde și de minister și de ministru și de echipa lui. Și am altă echipă care, cred că de vreo lună tot se dă cu fundul la gard și nu vrea să iei. Nu găsești pe cine să iei ownership-ul la sistem. Asta în ce minister? Ministerul Mediului, pentru că a plecat ministrul și n-are cine le da niște indicații, cred că, nu știu, foarte greu, la dânsul să merge. Da, deci chestia asta cu ownership, haideți să explic așa mai popular un pic. Noi, transformarea digitală nu este că noi am dezvoltat 300 de milioane de soluții, da? Deci noi putem să avem toate soluțiile din lume și cum spun eu, un eșalon plin de iPad-uri de ultima generație. Dar dacă oamenii nu le folosesc, make no sense. Poți să ai toată informația din lume în telefonul tău, dar dacă nu folosești eficient informația corespunzătoare, n-are niciun fel de sens. Unu. Și doi, exact ce spune Vitali și noi am discutat subiectul ăsta cu ministru. Apropo, eu știam de dezvoltarea soluțiilor și mi-a povestit cum acele trei echipe în acel moment lucrează și așa mai departe. Este super important. Pentru că nu știe nimeni mai bine decât ministerul corespunzător, dar care sunt necesitățile corespunzătoare. Și haideți să aplaudăm un pic domnului ministru, spătar pentru acest lucru. Și a treilea perspectivă, care rog să o comentați într-un fel sau alt, eu tot într-un fel particip la tot felul de chestii de genul ăsta și mi-a de multe ori mi-au spus dezvoltatorii tehnici, Victor, spune concret ce ai nevoie, explică care sunt funcționalele corespunzătoare și cu cât mai clar vei explica care sunt funcționalele și așa mai departe, cu atât A, mai eficient va fi soluția și B, mai ieftin va fi soluția. Deci, pentru că noi dacă luăm pur și simplu că noi vrem să dezvoltăm soluția X și așa, cumva, haideți cineva să o facă și vin trei experți din străinătate și asta e un alt element care rog să-l comentați, da? Străinătate versus acasă. Pentru că eu cred că noi trebuie cumva să combinăm aceste lucruri. Pentru că eu tot cred că, eu locuiesc în Estonia, aici sunt foarte multe soluții, dar eu cred că noi nu putem să luăm un sistem estonian, să-l punem în Moldova și el să lucreze. El nu o să lucreze. Contextul local e super important. Dar cine știe mai bine contextul local decât companiile locale care trăiesc, care se ciocnesc, care merg la aceeași agenții de servicii publice sau Ministerul Mediului sau merg să-și cumpere acei 3 metri steri de lemn. Da? Adică ei înțeleg mai bine care sunt necesitățile. Haideți cumva să comentăm un pic înainte de a trece a discuta soluții nemijlocite despre această expertiză externă versus internă. Cum credeți? Care trebuie să fie această mediană într-un fel sau altul? Вадим? Ох, опять кейс. Все в кейсах. Агенция гуверная электроника запустила пару лет назад тендера, где был Agile. Если помните, если видели это. Для меня это было вау-революция. Ну, то есть нету Тора, есть задачи, которые обсуждаются в спринтах. И я считаю, что это единственное решение, которое есть у государства, чтобы развивать нормальный продукт. То есть у них есть понимание, что они хотят сделать, но это должен быть живой, динамичный объект, а не просто тор. Вадим, чер скузи. Хас я экспликем на чей, кари не прям целектен сам на это. Деч, экзисты май мульти модалитез для конструирован систем, да? Сау чинева спуни министру и партнеру, к вина шфе уней компании IT, да? Faceți soluția corespunzătoare, uitați-vă care sunt termeni de referință, cumva îmbrăcați, construiți casa digitală.
Și ceea ce spune Vadim este tehnologia sau abordarea agile în care se face în pași, da? Se face un pas, după care alt pas, al treilea pas și asta devine mult mai funcțional sistemul. Vadim, ca să explicăm un pic în limbaj un pic mai da, uman. Da, sorry. Профессиональная деформация, да. Это единственный способ, мне кажется, который позволяет государству делать ну, быстро и изменять по потребностям пользователя. Ну, я других не вижу способов. Чиновник факут М-кабинет ку Agency of Government Electronica. У где есть мульти-сервичи, мульти-дати диспри тини, диспри мини. Дар не мини шти. Ну, я информатор. Я всем рассказываю, есть М-кабинет, где ты можешь видеть штрафы, ты видишь задолженности. А проблема, что цифровая подпись нужна для входа. И все. Ну, то есть, она устанавливает обычный граждан вход. Так что можно сделать крутые решения, это ты тут сказал, но они потом не используются в массе, потому что есть какие-то блокеры, которые нужно тоже быстро преодолевать. Вот. Vadim, eu să comentez un pic chestia asta și după asta Vitale. Noi eram în raionul Strășeni, relativ nu demult, cu un grup de oameni din Republica Moldova. Și acolo era Igor Berco, prietenul nostru comun de la Agenția de Guvernare Electronică. Și eu povesteam cum este în Estonia, cum e de pe telefonul meu, că pot să fac tot și așa mai departe, acte platforma. Și acolo toți, wow, de acolo erau oameni, vreo 20 de oameni, dacă nu creșesc. Și un moment dat, Igor mă oprește, pentru că eu știam cumva Igor să reacționeze, spune, dar nu vă supărați, dar noi exact chestia este, le avem, haideți să vă arăt cum lucrează Republica Moldova. Și eu am fost super uimit, nimeni nu știa din sala corespunzătoare despre existența în cabinet, ei poate să logheze în sistem, să facă interconexiune între bazele de date și așa mai departe. Și aici noi avem într-adevăr problema aceasta de promovare și ceea ce facem noi împreună cu Agenția de Guvernare Electronică și Privies.eu este exact inclusiv subiectul ăsta, să vorbim despre aceste soluții. Pentru că doar dezvoltarea lor și lansarea Get It în consum nu merge, nu lucrează. Vitalie, cum comentezi subiectul ăsta, dar și altele ce am discutat până acum? Eu de semnătură electronică, cred că am uitat de cât mă folosesc. De foarte mult timp mă folosesc. Chiar de unde am învățat IDNP-ul meu pe de rost semnând atâtea documente, semnând electronic. Și folosesc foarte mult. Dar, ok, mai puțin în cabinet, m-a intrat, m-a uitat și amiez mai am. Dar, în rest, mai mult semnătura digitală folosesc pentru a semna contracte. Și chiar mă enervează când facturile digitale nu cineva vine, de exemplu, factură pe hârtie. Pentru că păi, de mult de mult este tot sistemul de facturi digitale. Referitor la iterativitatea cu guvernul, eu cred că numai așa și voi face dacă voi participa la tender, pentru că altfel e foarte... Cum așa vei face? Dar, explică, cum vei face? Iterativ. Pentru că eu consider că omul care face torul ăsta, el nu poate să prevadă toate cazurile în viitor care sunt. Și nici programator nu poate. Și asta e pur și simplu pierdere de timp implementând toate ideile care acolo trebuie și nu trebuie. Și chiar ultimul proiect care am făcut, cred că am tăiat vreo 4 sau 5 funcționalități, pentru că le-am lămurit corect, deși nu trebuie asta de făcut acum. Poate următoarea iterație, peste jumătate de an, peste un an, când a să vedeți că sistemul ia vânt, îl folosesc mii de oameni, atunci se poate de făcut. Acum nu are sens. Și tot oamenii, normal, cum înțeles, s-au le-a scos. Eu cred că tot așa, torul ăsta nu trebuie să fie vac sfânt, în care ți-l dă ministerul sau cine acolo, echipa de la guvern, și ea ca eu așa vreau, altfel nu. Trebuie să discuți cu dezvoltatorul. Și asta e o problemă, pentru că, conform legii, trebuie de făcut tendere. Și nu știi cine să câștige. Și când câștigă, el câștigă pentru că tu e... iertat o anumită cerință care aiurea scris acolo. Da, și nu știu cum asta să soluționăm. Poate în alte țări sunt unele soluții, dar eu cred că tenderile la sistemele informaționale aduc mai mult rău decât bine. Pentru că tu trebuie să le construiești, fiecare echipă are diferite experiențe care nu poți compari după prețul cel mai mic. N-ai cum. Тор рождает мертвые проекты, потому что когда его сделают, он уже нафиг никому не нужен, потому что изменилась ситуация. Да, Майлес, Вадим, абсолютно де аккорд. Майлес, мы говорим де че.
eu chiar, nu știu, zilele trecute scriam o mică postare că la conferințe îți dau USB stick-uri, da? Și acolo adică informații, nu știu ce. Și eu scriam că, Vitaliu a comentat, eu scriam că dacă îmi dă cineva un stick, e ca în calculator despre care vorbesc acum, nici n-am unde să le introduc măcar. Dar Vitaliu a comentat că 20 ceva de ani în urmă, primul stick al lui era de un megabyte și acum există de un terabyte, da? De grabă o să fie de 2, de 3 terabyte, dacă nu există deja. Adică ideea este că tehnologiile schimbă atât de rapid și situațiile, mai ales în regim de criză, atât de rapid schimbă, încât noi nu ne putem, într-un fel, racorda și acest tor, care a fost făcut jumătate de an în urmă, plus toate procedurile și așa mai departe, noi deja construim un copil mort, cum spun eu. Și noi ia avem un exemplu aici. Ia, Vitalie, te rog. CCA-ul are o lege în care spune că televiziunile la cerere trebuie să deie înregistrările PCD. Acum, măi, a dispărut tehnologia asta, dar legea a rămas. Ok, nu aduceți pe CD, aduceți pe Winchestere. Și el zic, măi, dar ce să aducă pe Winchestere? Deci, Vitalie, voi sunteți obligați să înregistrați toate emisiunile care le faceți, inclusiv asta. Da, da. Să o transmiteți pe Winchestere sau pe CD-uri cui? La cere, la cea, la Consiliul Audiovizual. Ok. Și acum, zic, pentru ce, la mine a dispărut, pentru ce eu să înregistrez? Eu vă dau acces direct la server. Descărcați ce vreți, când vreți, de unde vreți. Nu, conform legii, voi trebuie să aduceți, mi-o pus amendă 5.000 și nu știu câți lei, pentru că nu am adus. Wonderful. Știi cine spunea, cineva dintre miniștri spunea așa, noi într-un fel sau altul ce încercăm să facem în Moldova? Noi aici vorbim de reinginerie, da? Că noi avem legislații din anii 70, așa s-a folosit domnul ministru, da? Dar noi vrem să îmbrăcăm pe tehnologie a secolului 2022 dezvoltată de Apple. Da? Adică cumva este un fel de disociere, dacă vreți, într-un fel sau altul. Colegi, timpul trece foarte rapid, dar vedem și după asta vorbim un pic de ce ați făcut voi până acum și ce se întâmplă în spatele la ceea ce vedem noi pe lemne, compensați și așa mai departe. Dar înainte de asta, Vadim, vrea ceva să comentezi. Vadim? У меня есть просто еще один пример обратный. Прям реально кейс. Вот сейчас у меня поменяли закон несколько лет назад, чтобы можно было делать электронную кассу. Когда можно не ходить с этим аппаратом, который бумажки свинцовые выдает людям, а в телефоне сделать digital касса или клаудное решение, облачное, чтобы приложение такси выдавало электронный чек. Закон сделали там 3 года назад. В этом году сделали, что регламент, и, чтобы вы понимали, я подал в апреле этого года регистрацию, до сих пор меня как бы не то что послали, они как бы говорили, что пока что нету у них понимания, как это сделать, как регистрировать онлайн-систему. То есть закон есть, система есть, это уже другая, видишь, часть. То есть мы не все cool, новость предыдущие. Закон 21-го года, а остальное все... Страдают. Так что? Deci, noi avem lege, noi avem sistem, dar faptul că nu-l poate îngloba sistemul, practic ne forțează să revenim la hârtie, da? Înțeleg eu corect? Exact. Pentru că asta îmi spunea tot un ministru, că noi cu unele instituții, deci fiți atenți, există practica, deci nu lege, nu regulament, există practica de a folosi, și se referă la trezorerie, pe suport de hârtie. Și atunci am întrebat, dar ce înseamnă practică? Practică este o chestie și eu am practică să mă prind în pădure. Asta nu e reglementat cumva. Dar ce avem noi reglementat prin lege este semnătura digitală, semnătura omologată, dar este echivalată. Și cei care eventual primesc un document instituții de stat pe suport electronic semnat are aceeași valoare juridică. Care este logica de a nu trimite ce înseamnă practică? Practică este o chestie aleatorie. Practică versus legislație, nu știu. Haideți să comentăm câte jumătate de minut fiecare dintre voi și trecem la soluțiile voastre. Ce cu practica asta de a păstra tot hârtie? Și în general, asta e legal sau nu? Mi se pare ilegală chestia asta. Vitalie? Da, acum este... Eu am un situație acum, chiar în cazul ăsta. Un sistem informațional care îl fac eu trebuie să fie semnat. Și lumea nu are, ok, sunt implicați 1.000 de oameni, da? Lumea nu are tot semnătură digitală, dar toate listele astea, ele se fac online.
Și tu trebuie să ieși din situație. Cum, fără semnătură digitală, să faci sigilarea la lista asta? Să spun așa. Ați înțeles ideea? Da, da. Soluția e în felul următor. Se tipărește pe foaie pentru ca 3-4 oameni la nivel local să le semneze și înregistrează înapoi numai cine a semnat și numărul la document. De ce cauză? Pentru că nimeni, omul ăsta care face listele, nu-și vrea să asume responsabilitatea asupra la listele, la lista asta. Încă o dată, 3-4 oameni semnează pe o hârtie și cineva semnează cu semnătura lui digitală și le trimis... Nu, eliminăm semnătura digitală. Nu întotdeauna îți trebuie semnătura digitală pentru a sigila informațional ceva. Pentru că sistemul, pur și simplu, nu mai permite ceva să faci și asta e tot. Dar anume chestia asta, că dacă era omul și ala singur sigilarea asta, atunci el pur și simplu trebuia să apese un buton și gata. Dar el nu vrea să iei responsabilitatea asupra lui. Și că asta e problema majoră în orice instituție a statului. Niciun om nu vrea să iei nicio responsabilitate. Pentru că el, dacă greșește, este pedepsit de Curtea de Conturi sau, nu știu, alte organe. Dar dacă e decizie colectivă, el nu se pedepsește. Din cauza asta, deciziile astea colective aduc o foarte mare frână în dezvoltare la orice. Vitale, eu nu pot să nu sar la o întrebare super importantă aici și Vadim. Noi știm că multe servicii digitale din Republica Moldova și soluții dezvoltate n-au șansă să se dezvolte. Nu sunt funcționale sau funcționalitatea lor este aproape de zero, da? Asta toată lumea știe. Exact, din ce cauză? Pentru că mai mulți oameni trebuie să semneze același document. Și asta foarte mult frânează și chiar unul dintre sunare și gata, nu poți. Vitalie, eu sunt de acord cu chestia asta. Dar dacă noi știm că acest automobil n-are șansă să meargă, nu n-are el benzină, n-are drumuri și așa mai departe. Pentru că se face o reevaluare a sistemului, așa înțeleg eu. Și dacă reevaluarea arată foarte clar că sistemul ăsta n-are șansă să fie funcțional, el trebuie închis, scuzați, da? Și dezvoltat un sistem nou. Dar nimeni nu își asumă acest risc, pentru că, iarăși, ai spus, noi avem frica că vine după asta, că sunt și bani publici, bani a partenerilor, și deschide dosar penal și așa mai departe. Și stau aceste sisteme. Eu nu mă tem să spun că sunt unele sisteme în ministerul, de exemplu, administrate într-un fel de Ministerul Curtirii Sănătății, care nu discută între ele. Sistemul SIME, care nu este funcțional de plin din Ministerul Educației și multe, multe altele. Da? Deci care este problema? Noi ce? Nu avem drept să greșim? Noi nu avem această gândire de sandbox? Pentru că noi dacă continuăm tot așa, noi nu ieșim din cercul ăsta vicios de a dezvolta ceva care nu lucrează niciodată. Vitalie, Vadim? Nu, eu am dat exemplu că sistemul lucrează, dar e că noi trebuie să ieșim uneori din situație, că inventând niște chestii pentru că altfel nu putem. Am înțeles. Vadim, ce trebuie de făcut cu sistemele care nu lucrează, nu, și n-au șansă să fie restabilite? Ca la orice startup, нужно быстро убивать, чтобы он не мучился. Иначе ты долго мучаешься сам. Я согласен полностью, ответственность у нас берут единицы. Вот как пример, вот Мунчи, да? Ну, министр берет на себя ответственность. И это круто. В большинстве случаев все пытаются переложить ответственность на кого-то выше. Постоянно такая. То есть круговая безответственность, к сожалению. И это мешает убивать продукты, потому что они боятся. И это нормально, когда ты убиваешь. В государстве это тоже. Короче, это боль. Deci, încă o dată, Vadim a spus că dacă un sistem nu lucrează și un sistem, de fapt, trebuie de văzut ca un startup, el nu trebuie să existe. Noi trebuie să înțelegem acest lucru. Da, noi am investit un efort, da, s-au investit niște bani, dar el nu este eficient, el nu rezolvă problema corespunzătoare. Prieteni, haideți să discutăm nemijlocit de ceea ce faceți voi. Unele dintre ele sunt super populare în zilele astea, din mai multe considerente. Haideți să începem cu unul Vadim, unul Vitale și așa mai departe. Eu să încep, Vitale, o să încep cu tine, pentru că chiar ieri am discutat câțiva oameni despre lemne.media. Și am văzut postarea de la o municipalitate, de un sat, da? Care a spus că listele precedente din iulie nu mai sunt valabile, luați buletinul și mergeți la Ocolul Silvic X.
Vitalie, ce se întâmplă cu chestia asta? Explică, te rog, nou și celorlalți, într-un limbaj cât mai simplu posibil, cine e responsabil, ce cu listele astea, lucrează, nu lucrează sistemul. Pădurarei nu răspund la telefon. Mi-au spus oamenii că deja unii au primit 300-400 de telefoane pe zi, normal că ei nu pot să lucreze. Mai departe, te duci nu știu unde și trebuie, eu am promis Cezare că o să vorbesc subiectul ăsta cu tine, colesnic care a fost ieri în pădure la Ungheni și acolo trebuie să mergi, să plătești timp de nu știu câte ore, trebuie să iei lemnele, trebuie să le aduci, trebuie să iei băieții care să le încarce. Spune-mi, te rog, cine e responsabil, ce se întâmplă cu sistemul ăsta, explic, te rog, mie și cetățenilor Republicii Moldova. După asta vorbim de compensații. Probabil nu trebuie să explic eu, dar să încerc. Pentru că, ai cumva, participat? Da, ownership într-un fel trebuie. Eu sunt temporar ownership, da. Ideea următoare. Guvernul a dat o lege anticipând că lemnele se vor scumpi foarte mult din cauza gazului, din cauza prețului la gaz. Au plafonat prețul. Pentru că asta e o resursă a statului. Și respectiv până anul trecut, cum se întâmpla? Existau niște intermediari, companii sau persoane fizice care se duceau din păduri, luau lemnele și apoi le vindeau pe sat și lumea nici treabă n-avea, nu știe unde e ocolul lui Silvic, pentru că la dânsul îi aducea cineva la poartă lemnul și le scărca. Respectiv, ca să nu se întâmple anul ăsta, ca prețurile să mărească foarte tare, ei au eliminat, au hotărât să elimine din circuitul ăsta companiile care cumpără și vând lemn. Pentru că dacă nu eliminau, spune că n-avea sens să plafonezi prețurile. Acum, asta a creat un disbalans foarte mare în ecosistemul ăsta de tăiere și de distribuire a lemnilor tăiate, din cauza că oamenii nu mai știau la cine se adreseze. Și respectiv, pentru ca să soluționeze cumva parțial chestia asta, s-au încercat să fac un site în care lumea, ok, site-ul e mai complex, dar una din micile funcționalități la site-ul este ca omul să introducă satului și el să vadă la ce o cost duc să cumpere. Dar problema încă a rămas cu transportul. Cum găsesc transport? De unde găsesc transport? Și ca pentru asta s-au făcut niște liste. Adică mai mult s-au dat, eu din câte am înțeles, în felul următor. Listele astea se fac de către primari ca cumva să ajute mai mulți oameni odată să cumpere. Nu pentru pădurari, la cine să vândă și nu, dar pentru primari ca să iei mai mulți împreună și să ducă și să cumpere de la acolo. Acum fiecare Vitalie, scuze, te rog. Un sat din Moldova ieri a postat pe pagina sa de Facebook. Luați buletinul. Și eu intuiesc că nu-i doar cazul acestui sat, da? Și mergeți la ocolul Silvic, apropiat. Pentru că s-ar putea întâmpla că primăria nici nu știe că asta e responsabilitatea lui sau chiar poate să nu fie responsabilitatea lui. Cine e responsabil în mijlocul subiectului? Responsabilitatea primăriei ca să organizeze oamenii. Nu contează că cumpără lemne sau că aduc apă. Să ajute la oamenii. La modul general te referi, da? Da, să ajute oamenii. Măi, hai 10 oameni, noi găsim un tractor, voi să-l plătiți, dar 10 odată să mergeți. Ceva de tipul ăsta. Adică și mie mi-au spus chiar la guvern că sunt primării care foarte bine organizate fac chestia asta. Sunt alții care nu au treabă. Da, și eu sunt primar și să caut lemniță sau chestii de astea. Dacă e și confuzia, nu a fost la timp. Poate la anul va fi deja un alt mecanism mai bun, dar pentru că nimeni nu a anticipat că primarii n-a să organizeze cetățenii ca ei să meargă împreună să cumpere lemnele astea și fiecare de capul lui. Acum pădurarii, pe de altă parte, tot caută niște, nu știu, scuze, să vândă, să nu vândă, duceți-vă la primar, veniți în coași, chestii de astea. Le-am mai propus eu niște idei ca să fie tot asta online, nu acceptat, probabil la anul să vă regândi încă o dată și o vom face online, dar sunt alte soluții mai bune, probabil. Dar de ce să nu accepte să fie online, Vitalie? Care este motivația? Pentru că, de exemplu, eu pentru dacă aș deschid... Pentru că au spus că sunt listele de făcute și oamenii să fie confuși, că și acolo s-au registrat, și acolo s-au registrat, și acolo s-au registrat, chestii de astea. În cauza asta. Dar probabil la anul va fi doar o singură metodă de a te înregistra și de cum au făcut ucrainienii. Chiar să cumpere online și să-ți aducă acasă cineva
lemnele. Cam asta e. Păi, Pentru că acum s-a creat încă o altă discrepanță. Lumea la mic. Eu nu sunt pădurar sau nu sunt guvern, dar lumea îmi sună mie și îmi spune, băi, uite, pădurar, pe site-ul ăsta scrie prețul, dar mă, la pădurar îmi cer 2 ori mai mult sau de 3 ori mai mult. Pentru că dacă vrei lemn, n-ai la mine mai scump. Și tu ai să găsești corupția asta numai dacă ai să forțezi ca să fii plătit online. Eu din contra zic că dacă un singur sistem, Da. care le știu toți, și pădurare, și primării, și oamenii, și ministerul, și vitale, și așa mai departe, deci noi nu avem, cum să zic, multitudine de idei. Este absolut clar, regulile sunt clare. Pentru că acum, după mine, regulile nu sunt clare. Și dacă noi în iulie am făcut niște liste, și acum listele nu sunt valabile, și tu trebuie să iei buletinul să mergi la Ocolul Silvic Dar asta X. nu e de stat. Asta e... Ok, eu aici nu pot să vă ajut cu mult. Cumva trebuie să fie o decizie de la minister. Știți cu listele astea? Unde le facem? Hai să nu le mai facem offline, să fie numai online, chestii de astea. Bine. Vitalie, spune-te, rog, din punct de vedere tehnic, câți oameni au accesat lemne.md și poți face un profil la cine a accesat, de unde, cum? Well, în prima zi el a fost atacat, peste 1 milion, aproape 1 milion de requesturi au venit. Eu asta n-am mai spus pe Facebook, pe urmă tocmai am spus, nu în aceeași zi. De Nu mai unde? fost De unde a fost atacat? din Rusia jumătate și undeva din Europa, China, alte jumătate. Privești încă o dată să mă conectez. Asta au fost atacați, practic site-ul nu a lucrat, cred că vreo 5 sau 6 minute până când eu am pornit serverii capacitate la maxim ca să reziste pentru orice atac. Normal că lumea a început să plângă, că nu lucrează, că Doamne ferește, dar asta a durat practic câteva minute. După asta au mai fost atacat pe data de 21 septembrie, dar eu nici nu am observat pentru că era pus pe autoscale toate serverele. Și acum cât referitor la acces, eu n-am pus Google Analytics din motive că să nu fac tracking la oameni, nu avem de ce. Țin minte că m-a întrebat ultima dată guvernul, în prima săptămână erau vreo 30 ceva de mii de oameni care au căutat locația lor. Ceva de tipul ăsta. Încă o dată, câți oameni? Vreo 30 ceva de mii care au căutat locația, unii ei la ce ocol să duc. Dar asta după câteva zile, de 2 sau 3 zile de la pornire. Undeva. De atunci nu m-am mai uitat. Sens că, ok, site-ul lucrează, dar zilnic este linia verde, care datele sunt statistice acolo, câți oameni puteți să deschideți statistics. Nu știu, Da. eu am hotărât să pun ca să lumea să vadă că se lucrează. Da, ia că eu public ultimele 7 zile, de exemplu, din ultimele 7 zile, numai din Chișinău au fost 133 de sunete la linie verde. Și există de la guvern toate plângerile astea, practic oamenii de la guvern le-am făcut un link special cu drepturi ca să vadă toate plângerile și care tu le vezi acolo pe Facebook, nu sună la limnarul și nu la pădurar și el nu răspunde. Toate sunt declarate, sunate și la linie verde și guvernul le vede. Și există o altă persoană care trebuie să le rezolve toate. Adică trebuie să iei fiecare caz în parte și să discurci de ce el nu se rezolvă. Unde e persoana asta? Minister, unde? De la Ministerul Mediului. Am înțeles. Da. Ok, mersi. Vadim, compensații GovMD, cea mai nouă achiziție a Republicii Moldova, care răspunde unei probleme majore. Ce se întâmplă acolo, câți oameni aplică, cât de utilizat, de care feedback-ul și așa mai departe? Знаешь, есть проблема, продукты не мой, а относишься к нему как к своему родному. И какие-то вещи воспринимаешь как, блин, это прям боль-боль. Но я только что открыл статистику, предположил, что спросишь, за сколько неделю, правильно, неделю, у нас 215 тысяч регистраций и 163 тысячи заполненных заявок. Если говорить по трафику, примерно где-то зашло 400 тысяч человек. Кто эти люди? Чьи с вами нечто? Дюни Вин, Кум? Ой, давай. На компенсацию можно зарегистрироваться двумя способами. Первый способ онлайн, когда ты сам регистрируешься. Мы сделали, наверное, первый раз регистрацию через телефон, смс. Ну, именно на государственных сервисах я не видел, где это было еще. Не помню, может быть, Виталий, ты поправишь, но я не видел. Да, есть тела допомога, я полосы. Ну, окей.
Da, eu folosesc la OAHelp tot SMS ca să fac update oamenii. Un pic altfel. Adică eu le trimit link-uri cu parolă unică pe SMS ca ei pot să intre și să facă update. Да, ну, мы вот тоже сделали в первый раз для Да. нас именно в государстве ОТП авторизацию через код СМС. Вот. Это первый этап, и заходит туда X, я не могу тебе сказать процентно, потому что сейчас не обладаю данными. Но есть вторая, это библиотекари и социальные работники по всей стране. У нас сейчас в системе зарегистрировано, сейчас скажу, больше 2500 человек примерно. Это в каждом селе библиотекарь, социальный работник, который помогает регистрироваться тем, кто не может сам онлайн. Ну, потому что проблема цифровой грамотности существует. Да, Вадим, deci încă o dată, dacă pe sistemul compensației cetățenii care ne privesc acum sau ne vor privi nu pot, deci găsesc lucrătorul social sau bibliotecarul local care îi ajută, da? Exact. Să completeze. Ok, da. Asta e foarte important menționat, așa? Și noi am făcut acest serviciu în 2 luni, tot a fost probleme cu TOR, cu tender și dacă va fi mai înainte, va fi mai bine decât să lucrăm la weekend și noapte. И в первый день все зашибись, запустили и тоже подверглись атаке. К сожалению, ну, вначале была нагрузка, нагрузку выдержали, потому что у нас тоже скейл, сразу запустились несколько серверов, но ребята быстро написали бота, который начал забивать очередь на смс-ки. Ну, то есть написали скрипт, который генерировал случайные номера и отправлял смс-ки. Короче, и получилось так, что у нас за там, час 50 тысяч смс набралось в очередь, мы просто это быстро остановили и сделали... И главное, самое обидное, что они были с разных IP-адресов. То есть мы поставили ограничение один IP-адрес, один запрос, и они, короче, запустили его с разных IP-адресов. А системы бот нету в mCloud, ну, есть системы, которые DDoS-атаку контролируют и ботовскую атаку контролируют. И, короче, пришлось быстро там напилить. Вадим, откуда эти атаки? Вот Виталий сказал, там Россия, ну, Китай, Европа. Întrebare greșită. Nu contează de unde. Da, eu înțeleg asta. Dar voi aveți o idee? Care interesul ăsta a fost? Da, sunt niște oameni care au, pur și simplu, vor că succesul unui sistem să nu aibă loc. Asta e tot. Invidie, probabil. Я думаю, что это политическое. Ну, то есть, смысла просто поиграться не было. Они были, скажем так, с динамических IP-адресов. Ну, то есть IP-адрес, который динамически менялся и из Молдовы, и не из Молдовы. Короче, неважно. Все нормально. Мы исправили, добавили ограничения какие-то. Вот. А есть вторая случилась проблема. Система сложная тоже. Там есть связка между базами данных поставщиков разных услуг. Ну, электричество и всего остального. То есть человек вводит свой код с фактуры, потому что мы не знаем, кому по факту принадлежит этот код. Смотрим в данных, которые нам дал поставщик. И если он есть, валидируем. Если нет, то не валидируем. И если этот код уже зарегистрирован в системе, второй раз его нельзя. Ну, то есть одна квартира, одна фактура, одна регистрация, чтобы не было мульти. Так получилось, что один поставщик дал нам базу данных. Мы это не увидели сразу, где там у них 400 тысяч образно подключений, и у одного кода 4 человека. И получилось, что из 400 тысяч только 100 могут зарегистрироваться, потому что остальных код уже не уникальный. Они забыли сказать, что у них еще есть префикс города перед этим. Ну, то есть, как бы, ошибка не техническая, ошибка больше в данных. И такое, знаешь, обидно. То есть ты делал, все, думаешь, красиво, и тут начинается... Da, noi aici intrăm, Vadim, noi aici intrăm în zona asta care ne discutăm foarte des. Cooperarea, da? Dintre instituțiile statului, bazele de date și așa mai departe. Pentru că așa cum spunea Mircea Ieșanu, directorul ASP, sunt servicii la care noi la ASP depindem 90% de bazele de date și date altor instituții. Și dacă noi nu le primim, omul se enervează pe noi într-un fel sau alt. Dar noi nu avem niciun fel de vină, pentru că nu avem elementele de la alte instituții. Cum stăm noi cu interoperabilitatea pe aceste două sisteme? După asta discutăm un pic mai rapid, că deja timpul ne presează. Interoperabilitatea bazelor de date la lemne.md am înțeles că practic nu există. Eu pot să lămuresc din ce cauză eu încă nu am intrat în mConnect-ul ăsta, pentru că
documentația de obicei închisă. Adică tu trebuie să dai o cerere, ca cumva să-ți dea informații cum lucrează toată infrastructura asta. Și, practic, eu, ca dezvoltator, nu pot să mă apuc de un sistem în cloud să-l fac pentru că nu știu cum lucrează. Am înțeles, Vadim? Dar Vadim a făcut, da. Vadim, interoperabilitatea bazelor de date. Voi deja în compensații GovMD există. Da, nu-i plenar, da, se vede alt fel de coduri, dar acolo voi deja lucrați cu interoperabilitate și reuse of data, da? Poți să comentezi cumva chestia asta? Da, спасибо большое Agency Guvernare за M-Connect. Ну, то есть, реально, это крутая штука для меня. Мы его используем уже много лет во многих проектах. У нас есть он и в девятках, то есть частный бизнес, подключенный к M-Connect, который мы там даем возможность проверить кадастровые номера. В компенсации там куча баз данных, где мы сверяем данные людей. Проблем нету. Ну, то есть с M-Connect нет проблем. А вот с данными, которые у других госструктур лежат, это уже другая проблема. Ну, то есть она есть. Ok, Vadim, mersi. Un pic despre UAHelp și Docomoha, Vitale. Cum lucrează? Haideți să vă spun de ce eu cred că sunt super importante aceste elemente, nu doar că ele au fost dezvoltate pe criză, ci ele demonstrează că rezolvă rapid o problemă. Da? Deci s-a dezvoltat rapid și rezolvă o problemă urgentă acum în situația corespunzătoare. Și nu mai este nevoie de ani de zile să dezvolți o sistemă care să rezolve o problemă ipotetică, ci foarte rapid. Spune-te, rog, de aceste două, UAHelp și Docomoha. Ele, practic, au fost dezvoltate de mine voluntar, fără bani. Și UAHelp a dezvoltat în primă weekend, de când s-a început războiul, practic, atunci, în primele zile, două, trei zile. Și eu am fost, la început, ca o platformă în care se înregistrează toți refugiații. Pentru că nu venise UNHCR, nimic, organizația internațională nu era și guvernul avea nevoie rapid de o soluție. Eu am făcut un weekend și a doua săptămână deja mă cheamă, hai că noi vrem să facem platforma asta centrală pentru toți refugiați, toate serviciile în care se introduc, de exemplu, depozitele, în care la depozit toate produsele care sunt în urmă, centrele de plasament și de cerere la centrală, deci produs aur. Le-am făcut practic infrastructura și de logistică care este. Apoi a venit WFP-ul în care vroia să ajute toți moldovenii care au hostat refugiații, în care eu le-am propus. Pentru că nu exista metodă. Ei trebuia să umble ori prin sat, să întrebi în fiecare sat cine hostează refugiați. Problema cea mai mare o port în Chișinău. Că nimeni nu știe cine sunt familiile care hostează. Și atunci am zis, facem un call public în care eu le fac o formă pe UAHelp, în care moldovenii declară, uite, eu hostez refugiați, eu eliberez un tichet cu un număr unic, numărul unic îl dă la refugiați și ei se înregistrează și ei cu numărul ăsta și asta e confirmare că, uite, precum că moldovanul postează refugiați. Și merge super, deja peste vreo 50.000 de refugiați înregistrați și vreo 10.000 de moldoveni care îi hostează, cam 10-11.000 de moldoveni. Deci, încă o dată, un sistem construit, un modul mic ai făcut, singur, acasă, de inițiativă personală, după care în sistem modular sau agile, cum numim exact. Noi, am adăugat tot felul de elemente ca să răspundă unei probleme, unei situații, da? Exact, da. Și după okay. Moha, exact, a fost făcut din considerentul că eu am făcut un hackathon, băieții care voluntari erau la guvern, în care au chemat mai mulți programatori, inclusiv și pe mine, și el ne-am arătat cum lucrează UAHelp-ul, pentru că deja era făcut. Și am zis că hai să integrăm și voluntarii în UAHelp. Și guvernul a fost împotrivă pentru din motiv de securitate, că acolo, nu știu, sunt mulți refugiați, moldoveni, chestii de astea. Și atunci, în alt weekend le-am făcut după Moha, în care, practic, peste 200 și ceva de mii, dacă nu greșesc, de cereri deja sunt făcute acolo. Ok. În care toți refugiații din Moldova, practic, eu săptămânal, hai să spun așa, da, 236 de mii de cereri deja, de... Acum, în preponderent, se dau mâncare, se dau alimente. Pe Dopomoha, 236.000 de cereri, da? Da, în care lumea vine, dă cerere și peste o săptămână poate să mai vină, să mai dea încă o cerere, iar să le mai dea un pachet de mâncare, niște torbe cu mâncare. Da. Și se folosește în Chișinău și recent a fost folosit și în, și a început să folosească și în Bălți, dar în general el e deschis pentru toate depozitele ca să registreze aici, care dau ajutor la refugiați.
Da, eu vreau să accentuez că 2.236.000 de cereri pe dopomogă înseamnă 236.000 minimum de drumuri făcute, da, pentru a aplica, pentru a primi un ajutor. Imaginați exact, impactul care îl are. Colegi, noi avem câteva minute, 2-3 minute. Care soluții digitale trebuie de dezvoltat în primul rând acum ca să răspundă la crize? Haideți să începem cu Vadim și după asta Vital. Ce trebuie numai decât făcut acum cât mai rapid posibil? Мне проще закончить то, что начали бы. Ну, для меня важнее не начать новое, а хотя бы либо закончить то, что мы начали, либо... Вадим, назови одну. Давай две, можно? Три. Давай две-три, да. Ну, мне важно, чтобы мы закончили со студией, потому что это платформа для образования, образование – наше будущее. И второе, мне важно, чтобы мы с госзакупками, в которой большое число публичных денег, поставили уже точку, партнеримся, государство с нами или государство само по себе живет. Чтобы было понятно, да, что дальше с этим? Ну, да. Окей, мерси. Но ты обещал три. Ну ладно, и кассовые аппараты болят. Мне просто, я за экологию, я люблю деревья, а они эти кассовые аппараты электронно не хотят регистрировать. Это моя боль сейчас. Я тебе хочу сказать, что у меня кассовый аппарат свой на моей фирме вот в этом телефоне. А своего бухгалтера я не видел 2 года. Это... 2 года я его не видел. Последний раз мы кофе пили. Да. И, короче, ты же понимаешь, это невозможно сделать, когда нету кое-чего там. Да, да. Виталий, что требует фокус, что требует дигитализат приоритарно сейчас? Я chiar acum fac sistemul ăsta. El se numește anticriză. Se numește AIDMA, da? În care toate organizațiile, inclusiv statul, vor reacționa rapid la orice criză din viitor. Fie, de exemplu, cutremur sau flooding, nefti, revărsare de prut. Orice criză instantaneu care apare, practic prin sistemul ăsta va fi posibil ca să mobilizeze oameni din teritoriu, să culeagă informații și respectiv donatorii să știe cui îi dau banii ăștia. Uh-huh. Dacă pentru asta e. Și el respectiv are informații și despre APRA, de exemplu, oamenii care se ajută și să aibă informații de compensații, cetăți care au primit compensații și foarte multe informații despre gospodării, despre persoanele care trăiesc acolo, pentru că vin donatorii și fiecare au diferite criterii pe ce oameni vreau să ajute. De exemplu, nu știu, UNFPA, de exemplu, vrea să ajute femeile gravide. Da? Ai făcut un filtru, respectiv, ți-o dat toate femeile gravide din Republica Moldova și poți donezi direct prin NPay banilor. Ceva de tipul. Vitalie, eu folosesc, se numește Valmis în Estonia, se numește un app în care eu găsesc toată informația. Nu contează ce. Și trebuie să am eu în casă ce se întâmplă, cum să curăț apa dacă nimeresc într-un mediu necontrolat și așa mai departe. Și partea bună este că noi am discutat cu Ministerul de Interne și eu au promis că ei chiar în acest moment discută despre dezvoltarea acestei app de țară de situație de urgență, într-un fel sau altul, dar nu doar situație de urgență. Dar cum ai spus, la modul general, cum ne pregătim noi pentru tot felul de elemente? Probabil ei vor ca, de exemplu, în situații critice și trebuie să faci tot, dar aici vine cine trebuie să te ajute, în sensul că organizațiile care trebuie să te ajute trebuie să știi cine să ajute, cam asta e ideea. Deci un fel de protocol de acțiune în caz de situație de genul ăsta. Da, da. Cine și ce faci, ce e responsabil? Pentru că noi aici avem altă problemă și cu asta finalizăm, este că noi, dacă avem unele soluții, de exemplu, securitate cibernetică, n-am intrat în subiectul ăsta, sper să mai avem posibilitatea să discutăm. Dar dacă se întâmplă un caz de securitate cibernetică X, Y sau Z, noi foarte greu uneori știm cine este responsabil și care este protocolul de acțiune și care este comunicarea și cine și de ce se ocupă. Sunt multe, multe elemente pe subiectul ăsta. Vitalie, Vadim, mersi tare mult pentru discuții super interesante. Ea a fost un pic tehnic pe alocuri, dar este foarte bine să discutăm toate perspectivele. Noi o să invităm în continuare dezvoltatori IT, doamna Donțuș cu rezidenții Parcului IT, care produc conform datelor lor 4,2% din produsul intern brut al Republicii Moldova, cu acel regim minunat de 7% din MITP. Apropo, MITP se asociază cu MIT pentru mine, Massachusetts Institute of Technology într-un fel sau altul. Așa să glumim un pic. Mersi tare mult pentru această discuție. Mersi că participați.
chemați colegii, o să transmit responsabilul din minister acolo unde am posibilitate și agenții mesajele dumneavoastră, dar sper că vor ajunge cât mai rapid la toată lumea care este interesată, inclusiv ei, pentru că, așa cum a spus Vadim de la bun început, fără o cooperare clară dintre instituțiile statului, dintre sectorul asociativ, NGO și dintre companii, noi nu putem să dezvoltăm o Moldovă digitală așa cum ne dorim noi, inclusivă, în care toată lumea să participe, nimeni să nu fie exclus și să fie realmente să răspundă la acele provocări, întrebări și probleme pe care se ciocnesc și care au soluții demonstrate deja în lume, sunt zeci de mii de cazuri utilizând soluții digitale. Vă reamintesc că... Передай, что мы не враги. Tradițional, Vadim, un minut de închidere și Vitale și noi închidem această ediție. Un mesaj de salut. Ce mesaj vrei să transmiți publică, Vadim și Vitale? Sau call for action, sau chemare la acțiune, sau spre cooperare și așa mai departe. Un minut fiecare și finalizăm. Я быстрее. Мы не враги. Это наша страна вообще. Мы вместе ее можем сделать лучше. Или мы все уедем отсюда когда-то. Это самое печальное, что может быть. Потому что... Все, спасибо. Вадим, merci tare mult. Super, super clar pentru mine. Vitalie? Eu, pentru prima dată, am interacționat cu statul așa mai din greu, făcând produs pentru dânși, până atunci 20 ceva de ani fac produsele mele. Și cumva ei au fost șocați de viteza cu care eu am. Și vreau să spun că asta e viteza normală. Asta e viteza normală. Asta, pur și simplu, voi până acum trăiți într-o altă lume, cumva, cu tor, cu grămadă de procese birocratice care nimănui nu trebuie. Asta e tot. Trebuie cumva să vă uitați o leac cum lucrează startup-urile și să învățați la ele. Și eu, în general, cred că statul deja trebuie să schimbi abordarea de lucru, da? Să nu lucreze după, cum spune un bun prieten de meu, primar, noi nu putem soluționăm o problemă, așa îmi spun mie în minister, pentru că este regulament corespunzător. Și domnul primar spune, dar dacă este regulament și vă știți că el încurcă la situație, schimbați acest regulament, e nefericit, aveți toate instrumentele pentru acest lucru. Unu, și doi, eu cred că statul în general trebuie să lucreze ca un startup. Deci noi trebuie să regândim procesul de dezvoltare a soluțiilor și de prestare a serviciilor și le reinginerim nu doar pe hârtie, dar la modul practic. Statului trebuie un CTO, cum în Statele Unite tot este așa, o poziție. CTO, în care el știe și tehnologii trebuie să recomande ministerilor și miniștrilor care să le folosească. Acum, miniștrii duc la tot felul de prezentări și le arată niște grafici și vor vinde mult cu ideile lor ce trebuie și nu trebuie. Da, cei care nu știu ce înseamnă CTO, înseamnă Chief Technology Officer. Cineva care poate să explice într-un limbaj clar, scurt, cum o soluție poate să fie dezvoltată digital. Noi o să transmitem mesajele corespunzătoare, eu sunt de acord cu tine. Mai mult decât atât, Vitali, eu cred că absolut necesar să avem nu doar un CTO național, ci și în fiecare instituție majoră, minister, agenții, eu nu vorbesc de primării, probabil nu o să ajungem, să avem acest CDTO, Chief Digital Transformation Officer, sau cel puțin o persoană, care într-un fel sau altul să înțeleagă că transformarea digitală asta nu e schimba cabluri și toner și a pune internet și a deschide calculatorul, ci e cu totul altceva. Deci, așa cum spunem noi de obicei, 90% eu nu vreau să diminuez rolul vostru, dar transformarea digitală veritabilă este foarte mult, foarte mult componentă umană, educațională, explicații, utilizare, UX și așa mai departe. Mersi tare mult! Reamintesc că noi suntem la Moldova Digitală în fiecare vineri de la 10 la 11. Cu noi a fost astăzi doi antreprenori IT și implementatori direct a soluțiilor Vitali Eșanu și Vadim Jelescov. Noi facem acest lucru împreună cu Privesc.eu. Vitali, apropo, mersi pentru asta și Radu, Agenția de Guvernare Electronică și IPRE, pe care îl reprezint în calitate de expert pentru politici de digitalizare. O zi bună și un weekend frumos tuturor! Pa, pa! La revedere! Mersi.